Imagini din episodul anterior. Atențiune! Începe lecția de interacțiune. Mai întâi vom cunoaște efecte statice, dinamice, cu consecințe concrete. Dar interacțiunea, cum o aflăm? Simplu, prin forță, noi o măsurăm. Bine și forța, cum o calculăm? Îl luăm pe Newton și o reprezentăm. Am terminat? N-am terminat. Tipuri de forțe ți-am sugerat. De frecare, de formatoare, care din ele e cea mai tare? Intră în acțiune, forța de tracțiune. Și nu uita, frate, de greutate. Foarte rece. Mă ustură mâna. Și asta e foarte fierbinte. Ei, ce simți? Ce temperatură are apa? E foarte rece. Cum e rece? Adică? Care e rece, care e caldă? În stânga e caldă și în rece. Bun, și în rece e rece. Acum scoate mâinile rapid și pune-le aici în mijloc. Și spune-mi ce simți. E foarte caldă la dreapta și la stânga e foarte rece. Ia stai așa, ia să vedem. Ce? Cum e? Rece sau caldă? E foarte caldă. Și acum? E rece. E foarte rece. What? Bagă-le pe amândouă. Deodată, ce? E și. N-ai cum așa. Poți fie mă și rece și caldă. Nu există așa ceva. Fie caldă, fie rece. Mă jur. Dar cum e posibil? Nu știu, tu cum îți explici? Cum e posibil? Asta este întrebarea. Păi explică tu, că tu simți. Explicați-mi voi. Ia, fii atent, îți scoate mâinile și acum pune mâna asta aici și cu asta pune asta aici. Foarte rece. Bun, acum le punem din nou aici și aici trebuie să stai până când zicem noi stop. E, acum că a trecut aproximativ un sfert de oră, te doare mijlocul tău, mâncă săracul. Up! Nu mai pot. Ce simți? E la fel, e, cum e perfectă la fel? Apa. Adică mai... e călâie sau cum e? Da, e călâie. Și acum, pe la urmă, ce temperatură are apa? E rece sau caldă pentru tine? E ok. Adică e nici prea prea, nici foarte, foarte să înțeleg. Bun, eu știu ce zic, Spooky, până să trecem mai departe, hai să îl desconspirăm pe invitatul nostru. Pa, s-a încins. Știință! Păi până la urmă, măi, dacă stăm să ne gândim, cumva s-au echilibrat temperaturile. Exact, pentru că temperatura are tendința să se echilibreze. Deci asta era atât de rece încât mi-a amorțit mâna, nu mă mai simțeam. Și asta era foarte fierbinte, m-au torturat. Cu ce ai simțit? Cu temperatura... Mi-au înghețat mâinile. Cum îți explici că ți-au înghețat mâinile? Cu ce ai simțit? Cu simțul tactil, cu ajutorul mâinilor. Mâinile? Și dacă puneai oare piciorul, nu simțeai? Tot așa? Probabil că da. Simțul tactil este pe toată suprafața corpului uman. Adică noi simțim temperatura. Cu senzori. Pe ce? Pe epiteliu. Și ce e epiteliu? Piele. Pielea ne ajută să simțim temperatura, corect? Corect. Despre toate aceste curiozități ale temperaturii urmează să vorbim în acest nou episod din fizică. Fenomene termice. Dacă vă întrebați unde suntem, ne aflăm direct în laboratorul de fizică și chimie al școlii Little London din București. Sau mai degrabă spus, din Pipera. Poți să-mi explici tu mie, de exemplu, din punct de vedere științific, cum am putea noi să luăm măsuri, să vedem, exact, să înțelegem? Să calculăm și să cercetăm treaba asta, dacă pe de-o parte spui că e caldă, pe de altă parte spui că e fierbinte. Cum? Când am scos mâna din apa rece și am pus-o în apa normală, așa, am simțit că e apa foarte caldă. Așa. Când am scos mâna din apa caldă și am pus-o în apa normală, am simțit că e foarte rece. Și știi cum se numește toată povestea asta? Este o poveste subiectivă. Simțurile noastre sunt subiective, în sensul că pe de-o parte poate să ni se pară ceva cald, pe de-o parte ni se pare rece și lucrurile astea ne pot înșela. Știi, Spooky, gheața carbonică, că e atât de rece încât te arde, exact, cu simțul nici nu mai știi. Pe lângă asta poate să fie și periculos. Senzațiile de cald sau de rece sunt senzații relative, subiective. Dar suntem cu toții de acord că unele corpuri sunt mai reci decât altele. Din cauza? Gradului de? Încălzire diferit. Totuși, gradul de încălzire a corpurilor este o proprietate ce poate fi măsurat. Deci poate fi determinată în mod obiectiv. Foarte obiectiv. Când două sau mai multe corpuri care au stări diferite de încălzire sunt puse în contact, spunem că interacționează termic. Iar acestea, mai exact mâinile tale, ce se întâmplau cu ele?
Păi își modifică starea termică. Adică? Gradul de încălzire. După un timp suficient de lung, corpurile aflate în contact termic vor avea același grad de încălzire. Adică aceeași stare termică. Ele practic vor ajunge la echilibru termic. Exact ca mâinile tale, care la un moment dat s-au echilibrat. Ai simțit aceeași temperatură. Exact. Hai să mai facem un experiment. Haide. Pentru acest experiment avem nevoie de un recipient de aluminiu, o lumânărică și bețe de chibrit. Punem corpurile în contact termic. În contact termic, adică? Luca, totul o să fie cobaiul nostru, ție ăsta. Voluntarul, te rog frumos. Voluntar, am văzut, zic eu. Spooky, eu să te rog să ții tu această lumânare. Trebuie doar să încălzim chestia asta. Focul! Focul crește temperatura. Era să scape! Ce s-a întâmplat, domnul? Mars! Oare ce corp a cedat căldură și cui? Prima dată, care a fost sursa care a generat căldură? Lumânare. Și lumânarea a încălzit? Recipientul. Și recipientul a cedat căldură? Mâinii mele. Din acest motiv, ne trebuie în laborator întotdeauna echipamente de protecție. Clește! Vom repeta experimentul. De data aceasta, tu vei ține cu cleștele și să vedem ce se întâmplă, cât de mult poți să... Dar dacă mă ard eu cu chestia asta acum? E și rândul tău, nu? Da. Și acum să vedem cât rezistăm. La nesfârșit, nu-i așa? Deci, asta e diferența. Folosim acest clește pentru că este izolator termic. Dă-mi face. Auziți, o întrebare, dar ce s-a întâmplat cu recipientul de aluminiu după ce am îndepărtat focul? Vezi să nu te arzi, Spooky. Păi nu mă mai arde, asta e și chestia. Recipientul de aluminiu se răcește, măi, pentru că este în contact cu temperatura aerului din această cameră și, bineînțeles, la fel ca mai devreme, știi ce? Se echilibrează. Cu această ocazie aflăm că unele corpuri sau materiale sunt bune conductoare de căldură. Dar, de exemplu, altele nu, cum ar fi. De exemplu, cauciucul nu este un conductor de căldură. De aceea poate fi folosit ca material de protecție. Vă rugăm să ne comentați la acest episod adăugând exemple de materiale, corpuri sau substanțe care nu sunt bune conductoare de căldură. Până la urmă, simțul nostru tactil este cel care ne ajută să identificăm starea de încălzire a corpului, starea termică. Dar, în egală măsură, acest simț ne poate înșela, pentru că... este subiectiv și periculos. Ce e de făcut? Cum măsurăm temperatura? Avem nevoie de un criteriu obiectiv pentru a compara temperaturile corpurilor. Când vorbeam de temperatură, se măsoară cu termometru, dar temperatura este o mărime fizică ce poate fi măsurată asociind o valoare numerică fiecărei stări de încălzire a corpurilor. De exemplu, corpul tău, Spooky, știi ce temperatură are? 36,7 grade. Pe acolo. Teoretic, pe acolo, pe undeva. Practic, temperatura este proprietatea necesară și suficientă pentru a caracteriza echilibrul termic. Exact. Două sau mai multe corpuri aflate în echilibru termic vor avea întotdeauna aceeași temperatură. Dacă un corp A este în echilibru termic cu un corp B, iar corpul B este în echilibru termic cu corpul C, atunci corpul A va fi în echilibru termic cu corpul C. Această afirmație reprezintă principiul tranzitivității termice. Adică al echilibrului termic. În sistemul internațional de unități, unitatea de măsură pentru temperatură se numește Kelvin. Gradul Kelvin este o unitate de măsură fundamentală, la fel ca metrul, secunda, kilogramul și așa mai departe. Aha! Dar există și alte unități de măsură, vezi că știam eu, pentru că eu știam de grade Celsius. Există gradul Celsius, gradul Fahrenheit, ca să înțelegem ce înseamnă un grad Celsius și care este legătura între unitățile de măsură amintite mai sus, să vedem cum putem măsura temperatura. Instrumentul cu care se măsoară temperatura se numește termometru. Termometru! Orice termometru are un corp termometric, caracterizat de o mărime fizică ce variază direct proporțional cu temperatura, și anume mărimea termometrică. În cazul termometrului cu lichid, corpul termometric este lichidul, de exemplu alcool. Iar mărimea fizică ce variază cu temperatura este lungimea coloanei de lichid. Există și alte tipuri de termometre, cu gaz, hidrogen, azot. Volumul gazului variază cu temperatura. Sau clasicul termometru cu metal în stare lichidă. Cum ar fi mercur. Exact, termometru clasic, la ce-l punea bunica sub braț. Oricare ar fi natura termometrului, o caracteristică a fiecăruia este variația cu temperatura a mărimii fizice ce caracterizează corpul termometric. De exemplu, dacă termometrul cu alcool este pus în contact cu alte corpuri de diferite stări termice, lungimea coloanei de alcool va avea valori diferite, bine determinate pentru stări termice.
diferite. Termometrul este un aparat fragil. Dacă se sparge și conține mercur, mercurul e o substanță foarte periculoasă. Și mega toxică, atât în stare lichidă, cât și în stare de vapor. Pentru a stabili o scară de temperatură, trebuie să stabilim o corespondență între temperatura termometrului și valoarea măsurată a mărimii fizice ce caracterizează corpul termometric. Vom avea nevoie de două stări de încălzire diferite, ușor de reprodus. Le vom numi repere, cărora le asociem în mod convențional două valori numerice pentru temperatură. Obținem în acest fel un interval de temperatură. Pentru a obține unitatea de temperatură în scara pe care o alegem, vom avea nevoie de două puncte extreme. De exemplu, 0 grade, punctul de solidificare a apei, și 100 de grade, punctul de fierbere. Se fierbe. Asta cam frige. În scara respectivă, gradul se obține divizând intervalul dintre cele două repere într-un anumit număr de intervale egale. Mai pe românește, ca să înțelegem bine, practic se împarte intervalul acela de la 0 grade la 100 în 100 de bucățele. Ce este un grad Celsius este a 100 parte din intervalul respectiv. Și până la urmă, asta ce este, domnule? Termometru. Da, e, un termometru. Am înțeles până acum că dacă două corpuri cu stări termice diferite sunt puse în contact, în mod spontan se va transfera căldura de la un corp mai cald la un corp mai rece. Astfel încât, după un timp suficient de lung, cele două corpuri vor ajunge la echilibru termic, măi! Transferul de căldură are loc deoarece există o diferență de temperatură între cele două corpuri. Transmiterea căldurii de la corpul mai cald la corpul mai rece se poate face... Cum, Luca? Prin conducție. Prin convecție. Prin radiație. Hai să vedem cum vine asta, transferul căldurii prin conducție. Prin conducție este atunci când se pun în contact două corpuri cu temperaturi diferite. De exemplu, mâna mea care este încălzită, ca așa e corpul meu, peste gheața aceasta. Și ce se întâmplă cu gheața? Se topește. Și mâna mea îmi amorțește. Și mâna ta se răcește deoarece transferă căldură. Exact. Transferul căldurii prin convecție se datorează căldurii transferate de un fluid. Ce e un fluid? Lichid? Lichid? Sau gaz? Lasă-mă! Deci, prin conducție se încălzesc solidele și suntem la convecție, prin care se încălzesc fluidele, adică lichidele și gazele. De exemplu, uite, luăm din nou pe domnul de aici, Luca, voluntar, și dacă aprindem această flacără, și probabil că mulți dintre noi am făcut asta, când avem mâinile înghețate și suntem la un grătar, ce facem? Ne încălzim deasupra focului. Dacă vei pune mâna la distanță, ce simți? Căldură. Fără să... Mi-e și frică cu spuchii ăsta. Nu, dar ne încălzim din cauza, știi ce? Din cauza ce? Crezi că a focului sau curenților de aer cald? Curenților de aer care se încălzesc de la foc. Practic, aia e. Este convenția. Asta e. Radiație. Exemplul meu preferat să mă iradiezi de la soare. Pentru că ne încălzim de la soare prin razele soarelui, adică razele luminii. Și practic, prin radiație se încălzesc toate cele trei. Și solidele, și lichidele, și gazele. Știți că avem ceva, un aparat mare care încălzește în radiație în orice secundă, în orice moment? Nu. Care? Cuptorul cu microunde. Exact. Și așa putem explica și încălzirea pământului de la soare. Radiație trece chiar și prin vid. Nu trebuie neapărat un mediu de substanță. Auziți? Până la urmă, eu am o problemă. Se folosesc mai multe tipuri de... scări. Exact, dar nu scări rulante, ci scări... de temperatură. De temperatură. Exact. Scări de temperatură. Cum ar fi? Celsius, Fahrenheit și Kelvin. Ele se folosesc în funcție de țară. De exemplu, americanii folosesc Fahrenheit și noi folosim Celsius. Dar cine folosește Kelvin? Asta e întrebarea. Oamenii de știință folosesc scara Kelvin. Pentru că punctul minim termic al scării Kelvin, 0. Este 0 absolut. Adică nu poate fi atins niciodată în natură. Există oare efecte în cadrul acestor schimbări de temperatură? Pentru acest experiment vom avea nevoie de un trepied, alături de care am fixat un inel confecționat dintr-o sârmă, un suport de spirtieră, o sită de asbest și o lumânare. Iar pentru experimentul nostru vom avea nevoie de o bilă suspendată, o bilă metalică. Inițial observăm că bila trece cu mare ușurință prin inelul confecționat, aprinde
deschidem lumânarea, lăsăm să se încălzească bila astfel încât să-și mărească volumul. După câteva momente, observăm că bila și-a mărit volumul astfel încât nu mai poate trece prin inelul nostru. Fenomenul de variație a dimensiunilor unui corp cu temperatură se numește dilatare, respectiv contractare. De exemplu, dacă lași o minge la soare, umplută cu aer din cauza căldurii, aerul ăla se duce și bubuie. Nu se duce, își crește volumul. Normal că își crește volumul, asta am zis și eu. Mă, nu mai vorbește așa. Dacă dimensiunile corpului cresc, spunem că s-a dilatat. S-a dilatat. Dacă dimensiunile corpului scad, spunem că s-a contractat. S-a contractat. Din cauza fenomenului acestuia de dilatare sau contractare, în construcțiile conductelor metalice, prin care circulă lichide încălzite sau vapori, se folosesc racorduri speciale sau forme constructive care să facă, știți ce? Fața acestui fenomen. Exact. Dilatarea în volum a substanțelor solide și lichide poate fi particularizată în următoarele cazuri speciale. Avem așa, dilatarea este întotdeauna de volum și are două particularități. Adică? Înțelegeți? Una liniară, adică un corp suferă modificări doar pe o singură dimensiune. Așa. Sau de suprafață, atunci când două dimensiuni din cele trei ale corpului suferă modificări mai mari decât o singură dimensiune. Proprietatea corpurilor de a-și modifica dimensiunile odată cu variația temperaturii este caracterizată printr-o mărime fizică numită, știți cum? Coeficient de dilatare termică liniară. Adică se notează cu alfa, care înseamnă cu una mic. Unitatea de măsură a acestui coeficient de dilatare în sistem internațional este Kelvin la puterea minus 1. Stai, cum Kelvin la minus 1? Că n-are sens. Adică 1 supra 1 Kelvin. Un solid se dilată în mod egal în toate părțile. Un bănuț din metal încălzit își va crește suprafața, dar își va păstra forma. Termometrele cu alcool funcționează pe baza fenomenului de dilatare a coloanei de lichid, ca urmare a creșterii temperaturii. Exact, aha. Că practic avem pe acea coloană un lichid și vedem că există dilatare. Pentru acest experiment avem nevoie de un vas cu apă rece pe care am colorat-o cu albastru, în care am pus o bucată mare de gheață pentru a menține temperatura scăzută, un vas cu apă fierbinte în care am pus colorant de culoare roșie. Avem nevoie de un termometru de laborator foarte subțire, cu un lichid termometric colorat roșu pentru a vedea foarte ușor cum urcă sau coboară temperatura, prevăzut cu un inel izolator pentru a nu influența temperatura în momentul măsurării, să nu-l confundăm cu termometrul de cameră care se poate atașa pe perete. Prima dată îl punem în apă rece și vedem cum scade rapid nivelul lichidului din termometru, aproape de valoarea 0, apoi introducem imediat în vasul cu apă fierbinte și vedem cum lichidul termometric urcă până la valoarea de 60 de grade Celsius. Starea de agregare este o formă de organizare a materiei omogenă din punct de vedere al proprietăților fizice și chimice. Stările de agregare pot fi caracterizate prin libertatea de mișcare a particulelor, adică a moleculelor, care formează substanța respectivă. Și prin intensitatea, tăria forței de interacțiune, adică coeziune dintre ele. Am descoperit forța de coeziune și într-unul dintre episoadele de chimie din clasa 7-a. Ioni, molecule, compuși, ionici, de. Partea a doua. De. Căutați pe YouTube că veți găsi. Căutați. Clasic, există trei stări de agregare pe care le cunoaștem foarte bine. Solidă, lichidă și gazoasă. Fiecare stare de agregare este caracterizată de proprietăți chimice și fizice distincte, caracteristice substanței respective. Forțele de interacțiune, adică de coeziune dintre particule, molecule, constituente ale corpurilor solide sunt suficient de puternice încât să mențină fixe atât forma cât și volumul corpului respectiv. În cazul corpurilor solide, particulele constituente care fac parte din corpul respectiv au un aranjament spațial, dar nu spațiu, ci așa, ordonat. Particulele constituente ale lichidelor au o mai mare libertate de mișcare decât particulele constituente ale solidelor. Forțele de interacțiune, coeziune dintre particulele constituente ale lichidelor sunt suficient de puternice încât să mențină volumul propriu. Dar nu și forma. Pe când la solide ele mențin și volumul și forma. Aie. A? Lichidele nu au formă proprie, ele iau forma vaselor în care sunt puse. La fel ca și solidele, lichidele sunt practic incompresibile. Incompresibile. Ce înseamnă? Adică nu se comprimă. Exact. Dar totuși se dilată și se contractă, exact. Ceea ce este diferit de comprimare. Gazele, spre exemplu, ia zi tu, Andreea, despre ele. Păi gazele nu au nici formă proprie, nici volum propriu. Practic ai spune că nu au formă de coeziune și de interacțiune, nu-i așa? Așa. Există sau nu există între particulele coeziune? Evident că există, pentru că altfel nu ar mai forma substanțe separate.
Doar că sunt foarte, foarte mici. Sunt atât de mici încât nu pot menține nici forma, nici volumul constant. Ce-s foarte mici? Forțele alea! Forțele de interacțiune. Ca să recapitulăm, forțele de coeziune sau de interacțiune între molecule, particule, sunt atât de mici în gaze, încât am spune că nu există. Dar ele evident că există, că de-aia avem substanțe separate, avem dioxid de carbon, avem multe altele. Altfel nu ar mai fi, dar ele sunt și totuși sunt foarte, foarte, foarte mici. Substanța care modifică starea de agregare schimbă căldura cu mediul exterior. Această căldură, notată cu Q mare și numită căldură latentă de schimbare de stare de agregare, este folosită de substanța respectivă pentru a-și modifica structura internă. Schimbarea stării de agregare se face cu absorție sau oxidare de căldură. Când te răcești, oferi. Cedezi. Cunoștințe generale despre subiectul nostru de față. Ia să vedem. Stări de agregare. Cum se numește trecerea din stare solidă în stare lichidă? Topire. Bravo! Cum se numește trecerea din stare gazoasă în stare lichidă? Condensare. Bravo! Cum se numește trecerea din stare lichidă în stare gazoasă? Evaporare. Cum se numește trecerea din stare lichidă în stare solidă? Înghețare. Cum se numește trecerea din stare lichidă în stare gazoasă? Evaporare. Din stare gazoasă în stare solidă? Cum se numește trecerea din stare lichidă în stare gazoasă? Condensare. Din stare solidă în stare gazoasă? Difuzie. Nu, mă, difuzia nu este tu, stare. Din stare solidă în stare nu se stare solidă. Nu difuzie, altfel vreau să zic, lasă-mă, lasă-mă. Nu. Din lichidă în gazoasă se evaporează. Sublimare! Temperatura s-a schimbat, s-a echilibrat cu simțul tactil. Subiectiv am constatat, cu termometru rafinat, scara am determinat. Obiectiv stai și socoate, e matematică, frate. Dilatare, contractare, fără vreo exagerare. Vezi ce se întâmplă când pui un balon la soare? Căldura latentă e foarte insistentă. Energie liberată, constatant și atentă. Coeziune și presiune dau starea de agregare. Spune-mi tu mie, fizica nu e tare. Așadar, acesta a fost capitolul nostru din fizică despre fenomene termice. Și dacă vă plac experimentele, vreau să știți că fiecare oră de știință contează. Nu uitați să-i chemați alături de noi și pe prietenii și pe colegii voștri. Împreună facem știința să existe. În fiecare miercuri de la ora 17 în emisiunea Știința altfel. Iar în fiecare vineri de la ora 17 ne puteți urmări cu emisiunea Cu drag de știință. Exact, încântați de cunoștință. Dacă vă plac experimentele, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Și neapărat clopoțelul. Exact, ca să ajungă toate notificările la voi. Între timp am fost Andreea Stoica, Spooky profesorul trăzit de la Fansense, alături de Luca Buștiu. Și am fost aici alături de voi la Little London School din Pipera. Și ducem mâna la inimă și spunem știință! Imagini din episodul următor. Și l-avem alături de noi pe Luca. Dați-mi niște exemple de materiale izolatoare. Ia, Luca, hai să te văd.